Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să activați notificările pentru a fi primul care află despre videoclipuri noi. Dragi fani, dragi fani, s-au săturat fanii de poveștile voastre de dragoste necunoscute din viața reală. Dacă doriți să aflați mai multe despre Slater Kolu și Halil Brahim Ceyhan, vă rugăm să urmăriți videoclipurile noastre până la sfârșit. Vă rugăm să rămâneți pe canalul nostru. Ne poți susține canalul activând butonul Înscrie-te. Trecem printr-un sezon extraordinar ca țară. Multe seriale TV au fost filmate de mult timp ca parte a luptei împotriva coronavirusului încă din sezonul trecut. A luat o pauză, ceea ce a îndepărtat telespectatorii de televiziune. Prin urmare, chiar și serialele foarte puternice sunt departe de ratingurile din ultimul sezon. Stânga. Seria Emanet și-a luat și ea partea din asta. Serialul Emanet, care are un buget redus și actori necunoscuți, este și un alt jucător puternic în rating. Ar putea fi lăsat în urmă ca serie. Este adevărat, pe măsură ce țara noastră a revenit la normalitate, am putut vedea mai clar că serialul a plăcut. Dar așa cum este cazul, dragostea scriitorilor, Halil și Sila și decalajul din serie. Am găsit o modalitate de a opri. Mai precis, cu performanța remarcabilă a actorilor, este posibil să se reducă decalajul și să se îmbunătățească indicele. Au început să caute modalități de a-l face mai vizibil. Fanii Emanet din toată lumea au urmărit relația cu Halil Sila. Toată lumea vorbește despre ei de 2 ani și actorii sunt și ei îndrăgostiți. În viața reală, ei vor să fie. Da. De 2 ani. O mulțime de informații greșite despre jucători sunt răspândite pe YouTube și alte platforme sociale. A început. Iubitorii lui Halil Sila din viața reală, dragostea lui Halil Sila s-a adeverit, își suspendă dragostea, știri neconfirmate ca și cum ar primi oamenii acum chiar și dragostea lor. Abstractizată. Dacă dragostea lui Halil și Sila devine realitate astăzi și există vești despre ea, oamenii care vor accepta asta ca pe o știre obișnuită și poate cei care nu cred și această știre, suntem siguri că vor fi cei care cred că este greșit. Domnul Halil și doamna Sila nu recunosc că sunt îndrăgostiți în viața reală. Acesta este unul dintre lucrurile care derutează oamenii. Există o vorbă care spune că atunci când un cuvânt este rostit prea mult, își pierde valoarea și îi face pe oameni să se simtă inconfortabil. Dragostea lui s-a spus mult și a fost pe buzele tuturor. Credem că vestea de dragoste a acestor doi actori, care și-au luat meritul unul pentru celălalt, se va împlini cât mai curând. Și se deschide o nouă pagină pentru telespectatorii noștri care scriu "ne-am săturat" în comentarii. Pagina Dragostea lui Halil Sila în viața reală. Dacă aveți întrebări despre subiect, o puteți scrie în secțiunea de comentarii. Dragi prieteni care iubesc pe Sila și Halil, de îndată ce sosesc vești despre Halil și Sila, le vom transmite stimaților noștri urmăritori. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Activați notificările pentru a fi primul care îl vede. Fii anunțat despre videoclipuri noi, fii sănătos, pa!